Mi-am dorit foarte mult să ajung în Germania și dorința mi s-a îndeplinit. Medical Hiring ne-a îndrumat cu totul și tot, începând de la cursul de limbă, ni s-a explicat foarte clar ce avem de făcut aici și ne-au ajutat foarte mult și cu actele și cu îndrumarea totului tot. În România aveam 2 locuri de muncă și câștigam puțin, mă descurcam cu 2 copii. Păcând aici mi-ajunge să mă descurc și îmi pot permite și un concediu. Îmi place foarte mult orașul, chiar mi-am dorit ceva liniștit, retras la mare, era visul meu de mult să locuiesc la mare. Într-o zi normală de lucru, de exemplu, în tura de dimineață, vii la predarea turei, primești informațiile care au fost peste noapte sau cu o tură înainte, după aceea faci tabletele, picăturile, le pregătești pentru dimineață, împarți bilețelele cu fiecare ce are de muncă și te duci la spălat, la îngrijit, la tot ce e nevoie. După aceea se dă micul dejun, după aceea vine prânzul și s-a terminat pe ziua respectivă tură. Colegii au fost foarte prietenoși, sunt și acum foarte prietenoși, au fost alături de mine, mi-am făcut foarte mulți prieteni, conducerea a fost alături de noi, echipa medico a fost alături de noi și ne-a susținut. Cât timp știi meseria, ce ai în cap nu poate nimeni să-ți ia. În al doilea rând, seriozitate. Seriozitate maximă pentru că ei apreciază foarte mult. Când te cunosc și văd că ești om serios, om de bază, i-ai câștigat. Și în al treilea rând, limba. Dacă nu știi limba, nu, trebuie să fii foarte, foarte serios, foarte muncitor și să înveți limba. Atunci când pornești cu încredere și cu stăpânire de sine, sigur o să reușești.